Amavut norocul cinstia bucuria revelatia și onoarea de a fi cunoscut pe doamna academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, iar această afirmație a mea se bazează pe o frază extraordinară a lui George Enescu, care spunea: ca să cunoști pe cineva cu adevărat, trebuie să-l iubești. De aceea pot spune din toată inima că am iubit-o și continui să o iubesc pe Zoe, iar legătura aceasta este întărită de ritualul unui exercițiu mental cotidian de meditație, reflexie, aprofundare și analiză în spiritul tuturor valorilor convergente mesajului său de o extraordinară complexitate. Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, este una dintre rarissimile personalități aureolate de umanismul armoniei dintre spiritul enciclopedic și spiritul universal. Umanism, armonie, spirit, enciclopedism și universalitate sunt valențele creatoare și expresive ale unei personalități puternice care a marcat profund epoca în care a trăit și a devenit un reper orientativ pentru discernământul vremurilor de după existența sa. Umanismul personalității sale s-a plămădit în atmosfera de acasă, prin educația primită de la părinți. Vorbea cu un evlavios respect admirativ despre părinții săi, tatăl, juristul Nicolae Dumitrescu, și mama, filologul Maria Apostol. Credința în Dumnezeu, insuflată de la o vârstă fragedă, a catalizat în ea un proces informativ și formativ care i-a înrobustit personalitatea de la vârsta claselor primare. Bunătatea atmosferii din familie a conferit personalității sale generozitatea de mai târziu, o generozitate care a stimulat geniala evoluție doctrinară spre umanism, încununată în 1970 cu teza de doctorat, având ca temă Renașterea, umanismul, dialogul artelor. Acest titlu avea să proclame un trinom dominant al personalității sale sociale, academice și universitare: Renașterea într-o permanentă înflorire, umanismul entuziast și dialogul dintre arte în perfectă armonie. Armonia intrinsecă și extrinsecă a personalității sale s-a dezvoltat de la bun început, fiind atrasă de muzică și cultivând studii de vioară, pian și canto la Conservatorul Proarte din București. În personalitatea sa, figura paternă și cea maternă s-au armonizat perfect, stimulând un viitor parcurs de studii universitare juridice și filologice, anglo-germanistică, istoria artelor, reunind admirabil cele două profiluri profesionale ale părinților. Enciclopedismul a însemnat o condiție magistrală de pregătire și formare, grație căreia identitatea sa profesională a dezvoltat multiple valențe, totdeauna active, într-o magnifică simultaneitate. Cercetător, critic și istoric literar, eseist, filozof al culturii, pedagog, profesor universitar, politician activ la nivelul unor înalte organisme sociale ale unei epoci
dificile în care a știut cu o genială strategie să atenueze, cel puțin în mediul său profesional, consecințele nefaste ale regimului totalitar. A fost membru al Academiei Române și al unor importante instituții culturale europene. A activat la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, înființând Catedra Eminescu și devenind o supremă personalitate eminescolog. A scris enorm cursuri, cărți, studii, prefețe, articole, a realizat traduceri grație perfectei cunoașteri a limbilor latină, greacă, franceză, germană, engleză, italiană, rusă. Vorbea aceste limbi cu o elegantă perfecțiune, unduită de impostația glasului său de contralt, cultivat în tinerețe în conservator, prin studiile de canto. În același timp, a conservat un desăvârșit echilibru al limbii române. Când era directoarea Academiei Române din Roma, înaintea plecărilor în țară pentru vacanțe, îmi mărturisea că relua lecturi din Frații Jderi și Nicoară Potcoavă de Sadoveanu pentru a-și reactiva sufletește fonetica autentică a glăsuirii în limba maternă. Impresionant! Spiritul său a fost predestinat unei înrobustiri excepționale prin care căuta și găsea totdeauna esența fundamentală a lucrurilor, grație căreia reușea să pună într-o perfectă ordine enciclopedismul său de unică valoare. Spiritul propriu, în relație cu spiritul vieții, a reprezentat o temă permanentă a căutărilor sale. În acest context a devenit o profundă cunoscătoare și exegetă a Bibliei, pe care a introdus-o chiar în bibliografia obligatorie pentru studenți în epoca regimului comunist, advers credinței și cultului religios, performanță spirituală de cea mai mare însemnătate în acei ani dificili ai istoriei. A fost unul din momentele fundamentale ale parabolei sale existențiale, marcând confirmarea unui spirit enciclopedic pus în slujba conștiinței umanismului. Universalitatea a atins-o grație acelui mecanism armonios aplicat dinamicii enciclopedice guvernate de ordinea și disciplina austeră a cărturarului înțelept, perfect conștient de vocația destinului său prin voința divină. În acel moment al vieții sale, când spiritul enciclopedic s-a aflat în perfectă armonie cu spiritul universal, Zoe Dumitrescu Bușulenga devenea o personalitate a cărei valoare absolută reprezenta un pericol pentru regimul comunist. De aceea, în vara anului 1982, la vârsta de 62 de ani, este brutal înlăturată de la universitate și din toate organismele și forurile unde era mereu activă. Suferă o pensionare forțată și o totală punere sub interdicție. În acea perioadă de timp a știut să îndure cu demnitate și speranță suferința a 7 ani de eforturi morale și spirituale până la evenimentele din decembrie 1989. În următorii 7 ani,
Se bucură de recunoașterea meritelor sale și contribuie din plin la activitatea socială, academică și culturală. Îi se oferă și acceptă cu mare bucurie să fie primul director de după 1989 la Academia di Romania în Roma, ce își redeschidea porțile după peste 4 ani de regim comunist, în care funcționase doar ca Biblioteca Română de la Roma. Academia di Romania în Roma avea la bază ideea fondării unei școli românești la Roma, lansată de Vasile Pârvan și Duiliu Zanfirescu în anul 1922, inaugurarea actualului sediu având loc în anul 1938. Zoie Dumitrescu Bușulenga era o admiratoare pasionată a marelui cărturar Vasile Pârvan și a dorit să contribuie la relansarea acestui lăcaș de cultură, activând ca director între anii 1991 și 1997. Îmi amintesc cu emoție cum la Roma, la câteva zile de la instalare, primim acasă un telefon. Zoe dorea să o salute pe buna ei prietenă și iubita mea soție, marea artistă lirică Elena Cernei. Ele se cunoșteau de mult și erau legate de o frumoasă și trainică prietenie în care am avut fericirea să mă integrez rapid și eu. Au urmat nenumărate întâlniri oficiale și amicale. Eram mereu împreună la toate evenimentele. La invitația ei am ținut o serie de conferințe și comunicări la simpozioanele organizate. Era o încântare să mă aflu alături de ea și să admir manierele și modalitățile în care se desfășura atât în interlocutorialitate, cât și în magistrala sa retorică a intervențiilor publice. Pe măsură ce prietenia noastră se întărea, abordam teme și contexte din ce în ce mai profunde și înțelegeam mecanismul de gândire și trăire al acestei fantastice personalități interdisciplinare. Zoe iubea pe Dumnezeu din toată ființa ei și toate mesajele sale erau orientate spre legătura dintre sufletul uman cu Dumnezeu. Sănătatea îi era de foarte multe ori amenințată de vulnerabilitățile unor cronicități patologice. Foarte puțină lume cunoștea durerea atroce care o însoțea uneori în timpul ceremoniilor și al discursurilor. Îmi mărturisea că prin suferința acceptată cu seninătate întrunește o condiție mesianică a existenței sale dăruite Tatălui Ceresc. În întâlnirile noastre, i-am destăinuit despre cercetările pe care le aveam în curs și care, peste an, aveam să le încunun prin doctoratul în muzică susținut la Universitatea Națională de Muzică din București, cu tema Sonologie și sonozofie în determinismul tonal. Zoe era fascinată de căutările mele în descoperirea și formularea funcțiilor sapiențiale ale sunetelor integrate tonal, integrare cărora le revelasem o desfășurare liturgică în cadrul legăturii dintre sufletul uman și Dumnezeu prin intermediul armoniei și melodiei. Din această rezonanță sufletească instaurată între noi, am înțeles cum în personalitatea sa, spiritul enciclopedic se sublimase în spiritul universal. Era o nouă gestație a personalității sale de-a lungul a altor 7 ani, 1990-1997, după acei foarte grei 7 ani, 1982-1989.
Zoe devenea din ce în ce mai austeră, iar înțelepciunea sa mai robustă. Avea nemulțumiri dese, deoarece își dădea seama de anumite pericole sociale care amenințau mai ales educația tinerii generații. Se manifesta energic afirmând că democrația nu înseamnă haos, iar disciplina nu este o dictatură. Era ferm convinsă că libertatea trebuie foarte bine organizată pentru a se preveni eșecul unei greșite emancipări. Suferea enorm atunci când vedea cum valorile fundamentale erau neglijate sau chiar încălcate și a lăcrimat când a aflat că anumite personaje de valoare relativă și prestigiu îndoielnic ajunseseră să conteste și chiar să blameze pe Eminescu. Nu voi uita niciodată ziua aceea. Au fost multe momente când ea dorea să ne întâlnească pe soția mea și pe mine la noi acasă, unde puteam discuta mult mai în liniște și ne mărturisea durerile spiritului său. Atât eu cât și soția mea remarcam că Zoe era din ce în ce mai tristă și mai melancolică de la o întâlnire la alta, deși căuta să păstreze treaz umorul și spiritul ei caracteristic. Și totuși, Zoe era nemulțumită. Înaintea plecării la București, la încheierea mandatului directorial de la Academia di Romania în Roma, ne-a telefonat și a dorit să vorbim îndelung. Împreună cu Elvira, sora ei, au venit la noi acasă la prânz. A fost ultimul dintr-o lungă și frumoasă serie la noi și la ea. Atunci ne-a mărturisit că societatea, așa cum se desfășoară, nu îi mai oferea niciun fel de entuziasm și bucurie și că regreta faptul că principiile noilor reforme în cultură și în învățământ nu corespundeau principiilor sale ancorate în experiența sa de o viață. De aceea, hotărâse să se retragă la viața monahală și să devină Maica Benedicta, concentrându-se la consolidarea relației sale cu Tatăl Ceresc și dedicând rugăciuni pentru societatea viitorului, pentru redescoperirea și reactivarea valorilor ignorate sau chiar încălcate la vremea aceea. Am înțeles atunci, în personalitatea ei, cum spiritul enciclopedic se sublimase total în spiritul universal și cum toate mesajele și esențele fundamentale ale misiunii sale sociale, universitare, culturale, spirituale, convergeau în iubirea de Dumnezeu și în dorința desăvârșirii conștiinței înainte de plecarea în eterna armonie universală. Ne-am îmbrățișat cu lacrimi în ochi și după plecarea ei am rămas într-o tăcere de câteva ore, parcurgând momentele prieteniei noastre și contemplând personalitatea sa. Amintirile, trăirile, învățămintele transmise îmi sunt un ritual de exercițiu mental cotidian al meditației și reflexiei unui reper fundamental de viață și dăruire, așa cum o simt permanent pe Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, umanismul armoniei dintre spiritul enciclopedic și spiritul universal. Eternă memorie, veșnică pomenire și continuă dragoste. Thank you.
Radio Classic. Un radio în culori.